vreau să vă, sp vă, spun și eu Bun găsit, dragi prieteni, la Aspugro Sunt 6, minus 16 grade, arată termometrele La o astfel de temperatură S-a jucat meciul dintre naționala a statelor Ascultați ce vă spun eu, că domnul Rebenciuc Sau cum îl cheamă Victor în filmul ăla, în Cântaru Sau cum se chema N-avea dreptate Zicea că îl mai prost om de lume e americanul Îl mai deștepte, pentru că el s-a gândit să joace meciul cu Naționala Hondurasului Hondurasul, unde e foarte frig, la minus 16 grade, pe alianță Field, asta, File, Field, cum <cute> în Concacaf. Au avut americanii meci cu Hondurasul și s-au dus la mine. Mine. Minnesota. Și la Minnesota temperatura nu e bășcălie, nu e nimic, ne permitem. Minus 16 grade când a fluierat la mă rog, a fluierat, a respirat în fluier, că... Așa, să... că nu putea să fluiere mai tare Și pe corpul omenesc uman Erau minus 22 E temperatura resimțită Ăștia sunt băieți Ăștia sunt băieții americani care aveau pe... Fesurile, mă iertați, pe cap Uh, da, vedeți că numai ăștia trei, care patru. Asta e, domni e domniță de aici sau e domnă Și Și trăseseră ceva băieți, dar ăștia sunt cinci cu berei. Așa, ca să nu mai lungim. 3 la 0 naționala... a mm, Statelor Unite cu Hondurasul. Cu Hondurasul, că nu citim hașul. 3 la 0, ăștia au zis... Uh, non, don... Gomez, care e el entrenador de Honduras, care cred că a fost ultimul lui meci, că l-au luat cu șpaclu de acolo, l-au scos, a zis că nu e normal acest lucru. Este incredibil ca Federația în Statele Unite și ăștia de la Conca, CAF să dea voie să se joacă meciul ăsta. Va fi probabil amintit, a zis el săracul, cât a mai putut că după aia l-au băgat în cadă ca să-l desfacă. Uh, ca partida cea mai friguroasă din toate tii. Băi, minus 29 de grade, nu mai râdeți, tati cu. să că și dă și mie puțin paginatura, că mi-a rămas mâna aici pe, pe asta. Ajute, ajute. Dă un picuț așa Dar tu vezi ce am observat? Stadionul da. plin. Da, stadionul, bine, stadionul stău... plin, pentru că. Okay, știi, de, 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 da, știi de ce era plin, că le rea fric, stăteau vacile în bibliotecă ei. Și au fost doi jucători, nu mai râdeți, nu mai râdeți că râdeți în continuu, nu mai râdeți, mă, nu mai râdeți. Deci, Luis Buba Lopez, Buba săracu, și Romel Kyoto. Ăștia doi au degerat Mă, nu râdeți, vă rog frumos. Au avut nevoie de intervenție, au trebuit să uh, fie înlocuiți pentru că aveau <coughs> sintome de hipotermie. Sintome de hipotermie. Degeaba le-a pus budigăi pe ei, așa scrie, să ne Degeaba le-a pus budigăi și mânuși, că ei au rămas congelați acolo. Am vestuar... <coughs> <coughs> Vestiarul plindă de... Copii înghețați, bă, așa scrie. Deci ea era ea cu ciocănel și cu o daltă, a desfăcut pe toți. Nea, era Dario Gomez. Că ca apa caldă, n-a mai ajuns la toți la ibrice. Plin de copii care congelați ca peștili, ca codul când venea de la pescuit oceanic. Uh, nu se poate așa ceva. Fotbalul nu e ca să suferi, ei, hey, nu? Fotbalul e ca să îl joci. O nu pot să fac o analiză a partidei, pentru că a fost clima asta, nu sunt capabil să... Săracul n să fie capabil. Uh, Concacafu trebuie să interzică uh, astfel de lucruri, să nu se mai joace niciodată în Minnesota. Este o rușine, ce a, a spus și uh, ziariștii din Honduras, care cred că... Săracii cred că a degerat și ei. Uh, confort Federației de Fotbal din statele... Unite Să recomandă să nu să joace fotbal La o temperatură inferioară La minus uh, 11 grade Pentru că în momentul acela Se vorbește de alertă neagră Așa e codul Congelarea, frigul ăsta poate să cauzeze nu știu ce Și să mai ales pielea afectată Și așa mai departe Și să-ți pierzi culoarea naturală dacă joci fotbal uh, Statele Băi dar ce... <coughs> din gândire au avut băieții ăștia Băi ăștia sunt așa mai alergă mai mult la... Ia bagă mă la frig și a băgat la frig, i-a congelat aia. Minus 16 când a <coughs> fluierat la în așa, o senzație termică de minus 29 de grade, nu mai râdeți vă rog frumos, că i-a desfăcut pe toți, cum vă ziceam, cu Dalta și cu Ciocănelu, minus 29 de grade <coughs> resimțite pe pielea proprie, că nu contează cât e în aer. Mii de mulțumiri, dacă sunteți de militari, să dea Domnul să aveți căldură și în tot, și în Timișoara chiar azi, în Timișoara, mâine, asta nu-i bună. Nu-i bună că ea să congelează și ei acolo. Să aveți un weekend cât mai călduros și să dea dumnezeu să nu-și cazi niciodată fotbal la minus 16 grade. Hai sănătate și numai bine.